Cel mai interesant caz care se află de altfel și pe masa Direcției Naționale Anticorupție a fost sesizat de către mai mulți proprietari de terenuri din satul Dobra. Aceștia acuză administratorul unei firme că le folosește abuziv pământul pentru a primi bani europeni din reconversia viței de vie. Proprietarii de terenuri susțin că nu au semnat cu această firmă niciun contract de arendă. După întâlnirea cu prefectul, cetățenii au lăsat de înțeles că lucrurile se vor putea rezolva printr-o nouă înțelegere. În primul rând am venit aici la Supur după ce m-am sesizat din presă, având de vedere reclamații cetățenilor din localitatea Dobra, văzând uh, situația lor explozivă și starea conflictuală, tensiunea din comună, am ținut în mod deosebit acasă la ei, să-i ascult, aici la primărie, la autoritățile locale. Mai departe, sunt problemele legate mai, de aplicarea legilor fondului funciar. Solicită oamenii din uh, diferite, uh, din necunoștință, din uh, lipsă de informare, anumite uh, documente, anumite. Uh, Fapte care, uh, cred că după ce le-am dat am de vorbă cu cetățenii, le au înțeles cum se pot rezolva. Unul dintre aceste cazuri a fost sesizat chiar la DNA, deci este un lucru în lucru, un dosar acolo. Da, cazul expres de la Dobra este pe rol un dosar penal. se acuză de falsificări, mă rog, de semnătură, o să, acolo nu mă pot exprima, dar din punct de vedere administrativ vom verifica pentru că se pare că mai sunt și anumite lucruri care, tot din lipsa de informare, de comunicare între cetățeni și investitori, s-a ajuns la o situație de conflict. Eu sper că parțial le vom rezolva din punct de vedere administrativ. Mai departe, cine a greșit, dacă a greșit, se va dovedi acest lucru să plătească. Ce ați reușit să rezolvați după ce ați venit în audiență? Acum, eu cam dat, eu, părerea mea, nu vorbesc în numele nimănui, eu, noastră. eu aș fi de acord să mă împac cu domnul Coloș. Să facem un contract de arendare ca să fiu și eu mulțumit și să fie mulțumit și dânsul. Dar de fapt nemulțumirea cea mai mare, cea mai importantă, care este? Nemulțumirea este că... Nu pot să zic, dar mai mult au fost de vina lui din cauză că nu m-a luat în considerare cu pământul adică va lucra terenul fără să fără să mă, mă anunțe, fără să mă anunță, fără să, să mă plătească. Și acum eu zic că asta ar fi important să ne înțelegem. Primarul comunei Supura a precizat că majoritatea problemelor semnalate astăzi instituției prefectului sunt cunoscute la nivel de administrație publică locală. Unele dintre ele se pot rezolva, în vreme ce altele trebuie să ia calea instanțelor de judecată. Deci a fost destul de mult la audiență, sunt tot felul de probleme, pe, mai ales în dobra, pentru că proprietarii de terenuri spun că ei nu au dat pentru plantație, nu au dat terenul în arendă, sau unii că nu au succesiune făcute pe titluri și sunt mai mulți uh, proprietari acolo, unii au semnat, alții nu au semnat, deci și nu și-au făcut succesiunea, și nu și-au împărțit terenurile la unii și sigur că unii au vândut din titlul respectiv anumite parcele la firma respectivă care a făcut investiția de vie și au probleme de contract și de arendare. Câte dintre problemele care au fost astăzi sesizate sunt mai vechi de 2-3 ani și câte dintre ele se pot rezolva? Păi, e -o, o, singură problemă cu foduri mai veche, restul s-o evit acum, în perioada asta când și unii dintre ei chiar acceptă să se înțeleagă, să facă contracte și să-și banii cu proprietarul, cu firma care investi cu administratorul firmei. Cele mai multe țin de pământ? Cele mai multe țin de pământ și de darea lui în arendă. Prefectul Eugeniu Avram continuă să meargă în comunele județului pentru a asculta problemele oamenilor. Alături de reprezentantul guvernului în teritoriu se deplasează și șefii unor instituții, cum ar fi Direcția Silvică, Agenția de Plăți și Intervenții în Agricultură, Inspectoratul Județean de Poliție, Oficiul Județean de Cadastru și Publicitate Imobiliară și alții.